Ce faci, mă? De ce dai în mașina aia? Slăbesc mașina cu un ciocan. Holy fuck. S-o repar? Are nevoie de reparații. Dar nu cu ciocanul se repar mașina. O strici, frate. Bă, 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 bă. Tu ai mașină? Nu, ai mașină asta. Să știi? De bă, ce? Nu. Dacă explodează. Da, deci dacă... Nu o să explodeze, mă. Te-ai liniștit. Poate trebuie să o înțepăm întâi și... Dar de ce vrei tu să faci așa ceva? Trebuie să experimentez în jocul ăsta, ok? Metal așa, stone doorway, stone frame... Deci poți să faci casă și din piatră, dar... Wooden platform... Wooden platform... Mă, am impresia că tot wooden platform ești pentru sus, stai așa... Ziceai că vrei să... fac niște... ceva din haine... Ah, clot! Da, 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 cât mai mult, că ai văzut că acum am avut clot și l-am folosit. Ia ăsta... Nu avem nevoie. Board, cantin... Wooden plate, facem wooden frame. Am wooden 4 frame, clot. Facem wooden foundation. Asta dacă wooden foundation merge pentru partea de sus. Nope, e fundație, nu merge decât jos pusă. Fuck. Pare mai mare decât mi-aduceam eu aminte, dude. Hmm? Casa? Da. Stai așa, cum se face? Da, și wooden plate nu poți să-l pui, deci fundația nu poți să-l pui și care-i faza pe care pui sus până la urmă? Știu, aici o să facem un fel de chestie, bagă fundația aici și a fix în fața ușii. Și ce vrei să faci în față? Terasă? O să, da, 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 cam așa ceva. O, doamne, nu! Nu, lasă-mă pe mine să o pun! Fucking shit, uite cât de scârmă e! Ești o groapă! Nu! No! Nu, no, fac un live, scoate afară. N-ai cum să mai scoți. E, sledgehammer-ul, pentru ce crezi că e, a? Ha? Hai, dă-i ne atunci. Dă-te, mă, că scot eu acum, mă. Ăla e cel mai bun item din joc. Ăla dai one hit și omori pe oricine. Dar îmi plăcea mașeta mea. Ha? 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 Că eu muncesc aici și tu îmi distrugi munca. Bă, oare a funcționat din cauza hammer-ului sau... Nu, 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 merge după o perioadă. Deci m-ai păcălit! Ai, vrei să o mai pun o dată? Dă-mi coace cu pun eu. Dă-mi coace cu... Ia și pune, hai, poate nu pui ca lumea. Ha, să o pun mai eu. Ok, ok. Du-te și tu așa dintr-o parte și zi-mi cum e, mai la stânga, dar mai la dreapta. Dar nu se vede la mine du-te chestia și bagă, du-te și bagă măcar lumină la colțuri, că nu văd că se întunecă. Deci, La mine nu se vede chestia aia pe care o plasezi tu, doar tu o vezi. Fuck. Las-o așa, frate. Fuck. Mai vrei încă una? Poți să o scoți dacă vrei să mai fac una, da? A, stai, da, când o scot se distruge? Păi o distruge, adică să o distrugem și să mai fac una așa cum încerc să mai plăseze, dacă vrei tu neapărat să fie perfect. Las-o așa de un sânge. Dar tu o pusesei prea strâmb, frate. Frate, deci putem să mai facem încă una. De ce? Să o punem lângă ea, știi, și să continuăm așa. Păi dar nu e nevoie, vreau doar aici să fie așa și să punem... Deci să fie la colțuri cum am pus aici și apoi una deasupra și să o să intrăm așa. Fence, ceva? Să fie ca... Ce fence? Poți să faci și de la dacă fence. Dorești. Wire fence? Nu vreau wire fence. Electric fence? Da, tata, electric fence. Da, îți trebuie one wire... Bă, bă, bă! Bă, am... What the fuck? Dai, mă, ești ok. One wire fence, two wooden supports și 3 barbed wire. Da. N-avem barbed wire. Doi wire, bleh. Wire, mai wire. Mai deja. Fuck. Stai mă, two bolts, one brazier, torch. Braziers are light sources that can be placed. Ia uzi, cum faci asta? Two sticks și two bolts. Avem bolts? Fii atent că putem să facem torțe ca în Minecraft. Avem bolts? Pe undeva ai bolts? Eu nu cred, de ce? Putem să facem torțe. O, doamne, sunt o grămadă de legume pe jos. Ia-le.
Mă scaut bolts. Să stau cum să mă plec după morcovi. Drăguț. Acum tu ai plecat cu mașina, că n-ai o treabă cu, cu ce mă chinu eu da, aici. Da, frate, mă duc să caut bolți, să fac niște torce, să avem lumină noaptea, nu vrei? Nu. Eu sunt animalul întunericului, sunt prădătorul nopții, eu n-am nevoie de lumină. Oricum ar fi, eu aș vrea să fac, așa că asta e tough luck, adică... Tough luck, ok. Eu vreau să fac, așa că... Asta e viața. Bă, da, scrap metal avem cumva? Scrap metal? Și... Că poți să faci plus fire? What? Ce-i fire? Fire! A campfire. Ah, bagi... Fii atent, mă, bagi scrap metal în fire și-ți dă bolts. Ai scrap metal? Nu. Nu ai bă să faci scrap metal-ul. It's commonly crafting material found in civilian areas. Mini așa... Two nails, two bolts. Deci poți să faci din... Empire's crate. Ok. Bă, ăla trebuie să-l craftez, dar din diferite iteme și n-am itemele respective. Shit. Am intrat în orașul ăla militar cu mulți zombie. Oare nu sunt zombie pe aici pe unde mă chinu eu să pun... Nu cred. Nu? Ok. Holy shit, am răsturnat mașina. Oh, I'm good. Ba nu. Tocmai am făcut un flip de la spectaculos cu mașina. Trebuie să o repar. E mașina ok? Da. Ok. Tu mai puțin, așa, contează. Tu te repari, mă, mașina, nu mai repară nimeni, să știi. Ai licență de mecanic? Așa credeam și eu. Stai așa. Ah, da, e bun. Nu, no, tot e în regulă. Sunt niște chestii pe jos puse și poți să intri în ele și să răstori mașina. Biserici. Biserici? Da, în ale dacă intri în ele cu mașina, ți-o răstorni, e clar. N-ai intrat cu mașina în biserică niciodată? În biserică nu, uite, chiar n-am intrat. Nu păi știu, așa ai făcut tu? Contează ce am făcut eu. Eu zic din experiența oamenilor, nu neapărat a mea. Aha. Nu știam că sunt în obicei, dar e bine de știut. Păi da, băi, când e vorba de biserică, sunt o grămadă de obiceiuri. Să fur lumânări de pe mormânt, să bei tot vinul pe care îl aruncă ăștia. De unde, frate, de unde le scoți pas pe bune, mă? Băi, ce știu eu? Ce mă, eu am diplomă în spărgător de morminte și dezgropător de oameni. Uite, pe asta nu știam până acum. Da, lucrez cu tot felul de persoane ciudate și shady, știi tu, de-aștia, necrofili, tot. Da, mă, și atunci când s-a dat spargere la mormântul lui Tutankhamon, a? Tu erai, a? Eu și cu încă cineva, da. Bă. Asta e ideea. Am aruncat o grămadă de prostii pe aici pe jos la un moment dat. Eu ce fac acum, te aștept? Poți să dorm până când vii tu? Păi nu cred că ai cum să dormi. Dacă ar fi ca Minecraft să poți să dormi și să facă zi. Ok, știi, cred că o să poți să iei mașina să vii și să te duci într-un oraș. Nu știu unde te-ai dus. Păi nu, du-te într-un oraș și caută bolts. Aia avem nevoie acum. Unde e mașina? E întuneric și nu mai văd. E cealaltă, că pe aia rapidă am luat-o eu. Păi normal că ai luat-o tu pe aia rapidă. Ai mașina acolo? Ce caută tocmai acolo, băi? Frate, mașina aia altă era parcată în fața casei. Unde e acum? Da, și acum e la mama dracu. What? Cred că... Ne-a furat-o cineva? Cred că am uitat să-i trag frâna de mână sau ceva. Are frână de mână prostie asta? N-are. Nu cred. Eu nu văd nimic. Acum te aștept să plec eu noapte din... Frate, ai și aia pe cap și ai și faruri la mașină. Adică chiar... Cred că e mai rău cu asta pe cap aprinsă. Iar farurile de la mașină sunt super sache. Nu se vede nimic. Na, ce să faci? Mai un pic și se face zi. Așa că mai rezistă puțin. Da? Mai e puțin? No, păi bine, mai e jumate de noapte. Uite-te la lună unde e. Puțin! Jumate! Ți-am zis ca să te ajute. Da. N-am nevoie de minciuni. Așa. Asta trebuie să blocheze intrarea.
Așa. Păi eu o să mă duc să mă dorm până când, da, nu Frate, pot să când mă fac. căutam, găseam peste tot bolți, da? Când nu căutam, găseam peste tot bolți. Acum, când am nevoie de ei, nicăieri nu găsesc. Că veni vorba de Betin, nu-i așa? Ce? Nu, nu a venit vorba de Metin. Cum n-a venit vorba de unde de l-ai Metin? Scos? Wow, Metin, Metin. Ce, mai joci Metin? Nu. Adică jocul e mort, frate. Mort de tot. E mort? Gândește-te. Oamenii vindeau Yang, adică bani de aia din joc, pentru monede de dragon și tu bani de pe site. Adică, nu, bă, nu, dar nu, asta nu. Se întâmplă toate jocurile astea nu, MMO. Nu oamenii, ci în item shop aveai de cumpărat bani, bani pur și simplu din joc. Ah. Cât de distrus poate să fie un joc să își vândă poți pur să vinzi simplu bani și cum mă cumperi, nu, adică cu nu, ce? Mă, deci dai bani reali pentru bani în joc și banii ăștia se duc la ăștia cu jocul, frate. Deci dacă, deci ăștia îți vindeau bani? Deci ăștia pe item shop îți Holy vindeau bani fuck din joc, știi? Asta deci, e, a, nu, de, nu frate, deci, nu. Dacă înțelegi jocurile și ai mai jucat un MMO, nu, frate, deci acolo, asta e no-no, asta e, adică nu se face. Asta e ultima chestie pe care da o faci. Așa ceva nu se face, frate. Vai, crede-mă, deci când am văzut asta am zis, ok, jocul ăsta e clar, se duce dracu și nu mai are viitor. Plus că făcut din 2006 pe unde dracu și de atunci niciun update la grafici, la da, poate e doar restul pe jocul ăla din România, că știu că sunt mai multe nu, versiuni. Nu, crede-mă, crede-mă, peste tot. Adică e de la Game for Chance asta. Deci era pe toate. Bă, aiurea. Bă, aiurea. Dacă la era sol un joc pe care îl jucau foarte mult și au făcut prostia asta. Mă jucau mulți, dar adică în România cel puțin. Pe UK era gol, frate. Ce-a mai fost după fuziune, au venit câteva persoane să vadă ce mai e pe acolo, dar eu personal n-am auzit de jocul ăsta niciodată. Prima dată când am auzit de el a fost la tine. Cum să n-auzi de Metin, frate? Niciodată jocul, n-am auzit de Metin. Cum e? Ce-am jucat eu MMO? Oh, doamne, mor! Oh, shit. De ce? Oh, fucking shit. O să crăp aici, n-am observat că nu mai am mâncare și acum. Oh, doamne. Păi, dar n-ai toate legumele alea, frate? Nu contează, am dat home, stai liniștit. Am... De ce m-a dat lângă apă? Am dat home. Fucking shit. The fuck? Suicide. Ce-am jucat home eu în trecut a fost un joc, Silk Road se numea. Mi-a luat casa. Oh, doamne, fucking shit. Stai o secundă. Wow. Ce-ai făcut, frate? Wow. Știi că ai dat claim la patul meu ca să... Așa. Și nu mai... Dar de ce te-ai omorât? N-am înțeles de ce te-ai omorât. Nu m-am omorât. Am murit din cauza mâncării lipsă și... Dar, frate, n-aveai toate legumele alea din fermă? Erau plantate pentru că eu nu mă pot opri din grădinărit. N-am mai stat Holy să mănânc. Holy fuck, frate. Doar de asta le-am... E vina ta că mi-ai luat patul și nu mi l-ai mai dat înapoi. Dacă mai țin minte ce am făcut acum cât? O săptămână, frate, sau două? Trebuia să știi de atunci să-i dai în claim, nu Holy de acum. Holy fuck. Acum e întuneric, nu văd nimic. Acum nici eu nu știu unde să mă întorc acasă, că nu mai știu, am pierdut... Oh, fucking shit, știam eu că... Eu să claxonez pe aici. Poate te aud pe undeva. Poate mă auzi, pardon. Poate. A, uite că... A, ba nu. Holy fuck, am ajuns la aeroport. Am găsit un oraș sau ceva. Cine asta, mă? Asta e iurea, că e noapte. Și nu-mi dau seama pe unde trebuie să mă duc. Locul ăsta pare extrem de cunoscut, dar nu știu de ce. Uite, mă. Așa. Hai, mai ajungi tu acasă sau... Dacă aș ști pe unde m-aș întoarce, dar... Pe bune, dacă mai țin minte. Așa. O să descoperi tu la un moment dat. Hai că încerc să găsesc. M-am luat casca înapoi? Nevoie de casca mea. Aha. Așa, altă treabă. A, e o fermă acolo, oare? Care? Da, gata, știu unde sunt. Hai că mă întorc acum.